Andreas Lazar Toderițe, sunt din Barcea. Îmi pare foarte bine că am fost ales în 2004-2008. Am reprezentat comunitatea de romi din Podoleni. În timpul mandatului meu, printr-o lege 430, îmbunătățirea situației romilor, am promovat mediatori școlari, mediatori sanitari, profesori de limba României. Am implementat niște proiecte prin care s-a schimbat guvernarea, n-a mai putut să mai fie aplicabile, întrucât satul Podolene este o comunitate de romi gospodari, cu minți, liniștiți la locul lor. Însă, datorită faptului că la Consiliul Local, la Barcea, s-a trecut acest sat o zonă inundabilă, toți romii nu posedă acte pentru case. Deci ei stau în Comuna Podolene, dar fără acte. Deci nu poate să facă acte pentru că e zona inundabilă. Ceea ce este foarte discriminată, pentru că sunt o parte din ei care ești afară, băieții, au venit cu bani, au făcut niște case frumoase, dar n-au document. Eu am luptat să fac niște acte și nu am putut să implementeze actele pentru că e zona inundabilă. Eu m-am luptat foarte mult ca să fie integrat, să... Chiar de aia am și făcut, am implementat proiectele astea pentru țigani ca să fie integrați și în școală, să fie ajutați. În timpul mandatului meu am putut obține o grădiniță, o școală, care e în Podoleni aici pentru romi, pentru că majoritatea sunt aproape vreo 90 de copii la grădinița de romi. Așa, am adus curent electric cu ajutorul regului de la Galați, pentru că nu aveau acte pentru case. Și cu o simplă adeverență că are una acasă, locuit groaza comune, a putut să obțină curent electric și am implementat să băgăm lumină, rețea, cu becuri, cu toate problemele la comunitatea de romi. Și pentru mine este o mândrie, pentru că m-am descurcat, am făcut și un birou pentru romi, deci ca să putem să dialogăm cu ei, să avem ședințe. M-am implicat foarte mult, chiar și în Consiliul Local, de am ajutat țigane, spre exemplu, care n-au avut acte, s-au făcut totuși acte de stare civilă care au fost declarații întârziate. Însă problema este că mai trebuie făcut tot ceva pentru țigani, pentru că nu au locuri de muncă. Și asta denotă că, deci neavând un loc de muncă, nu poți să fii un om al societății. Am obținut pentru comunitatea de romi să se implementeze pentru copiii care merg pe timpul iernii sau pe ploaie, pe frig, așa, să se facă un punct sanitar pentru a face vaccinurile. Să nu te duci copilul de 3 luni, de 2 luni, în brațe cu el pe distanță 3 km, cu 36 km, prin frig, prin alte probleme. Deci am putut să obținem pe lângă grădinița care se face aici în comunitatea de romi, să facă și acel punct sanitar, care să deplaseze doctorul respectiv, aici să nu se ducă mamele cu copiii la distanța de 6 km duși întors. Este foarte binevenită ca să implementeze programul acesta cu sprijinul Consiliului Local, cu sprijinul primarului sau a vicelui sau a întregii Consiliului Local. Noi avem acolo un consilier, pe domnul Ilinca Florin, care reprezintă momentan acum situația și toate problemele pentru romi. Avem și un expert, Căluian Marcel, care este angajatul Consiliului Local, însă mai trebuie totuși să mai promovăm niște tineri la noi din comunitate ca să aibă și ei un cuvânt de spus pentru comunitatea de romi, să sprijine copiii la școală, să ia măsuri pentru ei. Faptul în sine că noi ne-am implicat de la noi putere, pentru că să fim și noi băgați în seamă de către organele locale, nu le-am creat probleme. Deci ne creându-le probleme, atunci suntem iubiți, suntem respectați. Deci eu am vrut să fie o disciplină totală din partea romilor. Cu ce dai împrumut, cu ceea primești. Deci dacă tu respecti un om, el n-are cum să vorbească urât. Deci pe mine mă interesează să fie disciplină ca cetățenii romi să dea exemplu mai bun ca ceilalți din majoritate.